Alina, noi ne cunoaștem de mai bine de 3 ani de zile, din 2017. Și aș vrea să te întreb cum ai cunoscut asociația Speranța pentru România? Speranța pentru România am cunoscut-o printr-o colegă de salon. Și asta. Atunci noi pe timpul ăla eram la Timișoara, dumneavoastră ați venit la noi la Timișoara. Prima campanie a fost făcută, am avut nevoie pentru concentratorul de oxigen. De ce era nevoie de aparatul respectiv și ce rol avea pentru Antonio? Pentru oxigenarea creierului. Asta a fost prima campanie de strângere de fonduri. Da. A doua campanie am cumpărat tot un aparat, dacă mi-aduc bine aminte. Un aspirator pentru secreții și laptele, timp de un an de zile a fost plătit. Acum suntem în a treia campanie de strângere de fonduri și aș vrea să te rog să spui celor care ne urmăresc în toată perioada asta de strângere de fonduri, ca voi să vă puteți acoperi toate cheltuielile pe care voi le aveți. Care a fost relația ta ca mamă, ca beneficiar pentru Antonio, cu asociația Speranță pentru România? Una foarte bună, practica familia noastră. Am avut o problemă, am sunat, am fost ajutat la orice oră. Că am avut suma strânsă, că nu am avut-o dumneavoastră, adică asociația tot timpul ne-a dat și ne-am rezolvat problema cu Antonio. Una foarte bună. Dacă ar fi să recomanzi asociația Speranță pentru România altor persoane care au nevoie de ajutor, ai face lucrul acesta cu încredere foarte... și cu... mare plăcere și asta, chiar și fata asta de la Buteni, care tot nu știa unde să apuce și ce să facă și majoritatea care asta am știut. Estera, o altă mămică cu un copilaj foarte grav bolnav, cu o fetiță, chiar acum venim de acolo, de la Buteni, ne-a cunoscut prin tine. Așa că îți mulțumim și mulțumim celor care au donat pentru Antonio până în momentul de față. Iată, prezența mea aici confirmă că toate fondurile care au fost strânse în cele 3 campanii de strângere de fonduri au ajuns în final la tine, pentru Antonio, și vă mulțumim pentru fiecare ajutor.